Meditații la minut. Este important să ne asigurăm de vederea clară a copilului nostru. De aceea mergem la control oftalmologic. Trebuie să știm că fiecare ochi în parte vede bine. Dacă o imagine este neclară, atunci creierul va șterge această imagine, iar ochiul va rămâne nefuncțional. Apare acel ochi leneș, care nu mai poate fi tratat după 8 sau 9 ani. Trebuie să mergem la oftalmolog imediat ce observăm semne oculare, de tipul pupila albă, devierea ochilor, un ochi mai mare decât celălalt. Acest control ar trebui făcut chiar înainte de 6 săptămâni. Dacă însă copilul este normal, nu observăm niciun semn, atunci vom merge în jurul vârstei de 6 luni la oftalmolog. Controlul se face de la distanță, cu un autorefractometru pediatric care este ca un roboțel. Acesta emite sunete și lumini care atrag atenția copilului, iar măsurătoarea se face în câteva secunde. După vârsta de 3 ani se folosește aceeași aparatură ca și adult, dar testarea vederii se face folosind forme sau imagini ușor de recunoscut pentru copil. Chiar dacă copilul nu știe litere, nu știe cifre sau nu vrea să răspundă, nu vă faceți griji. Măsurătorile sunt suficiente pentru a începe un tratament. Este important să mergeți la control cu copilul odihnit, liniștit, sătul și să aveți la dumneavoastră apă, o jucărie, pregătiți o povestioară nouă ca să-i mențineți atenția, pentru că s-ar putea să dureze destul de mult consultația. Este important să nu îl păcăliți, pentru că trebuie să mențineți încrederea copilului. Este bine și să aveți pregătită o pereche de ochelari de soare pentru a preveni disconfortul dat de picături. Pe data viitoare, la Meditații la Minut.